Terenul de 670 de metri pătrați de pe strada Libertății, ocupat până în toamna anului trecut de serviciul de ambulanță, a revenit în domeniul public al orașului Jibou și în administrarea Consiliului Local. Acest imobil a fost trecut în domeniul public al județului în scopul de a face o construcție pentru ambulanță. S-au găsit alte soluții. În momentul de față, ambulanța funcționează într-o altă locație, împreună cu smurdu și cu unitatea medicală, unde funcționează și elicopterul. Prin urmare, am luat decizia de a reda în administrarea Consiliului și local Jibou și în domeniul public al orașului acest teren. Spitalul orășenesc din Jibou a trecut printr-un amplu proces de modernizare, în urma căruia a fost reabilitat compartimentul cronici, printr-o investiție de peste 300.000 de lei. Au fost reabilitate acoperișurile ambelor corpuri de clădire, în acest sens fiind alocați de la bugetul local aproape 240.000 de lei. De asemenea, au fost realizate lucrări de înlocuire învelitoare din țiglă metalică cu panouri sandwich rezistente la foc, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru ambulatoriul de specialitate. A fost renovată farmacia cu circuit închis a spitalului și s-au reamenajat spațiile de la subsol. Pentru anul 2020, administrația locală din Jibou are în plan înlocuirea instalațiilor electrice, introducerea sistemului de apelare asistente pentru secțiile interne și pediatrie, dar și reabilitarea camerei de gardă.